Ucraina a acceptat ca România să înceapă din 15 martie măsurătorile pe brațul Chilia și canalul Bâstroe. La finalul lor ar trebui să știm clar dacă autoritățile ucrainene au făcut sau nu lucrări de adâncire pe canal. Cu mai multe detalii despre concluziile întâlnirii de azi, care a durat aproape două ore, aflăm acum de la jurnalistul Digi24, Valentina Vasile. Valentina, bun găsit, ai legătura. Bun găsit tuturor! Începând cu data de 15 martie, vor începe măsurătorile pe canalul Bâstroe și pe brațul Chilia, iar într-un termen estimativ de 10 zile vom avea și rezultatele. O nouă ședință va avea loc luni între Ministerul Transporturilor din România și Autoritatea Portuară din Ucraina. Sunt cele două structuri din ambele țări care vor stabili de comun acord ce nave vor face aceste măsurători, ce echipamente se vor folosi, ce experți vor fi prezenți pe canalul Bâstroe și de asemenea ce reprezentanții din ambele țări vor supraveghea aceste măsurători. În cadrul discuțiilor de astăzi, autoritățile din Ucraina au ținut să precizeze faptul că lucrări pe canalul Bâstroe nu s-au mai făcut în ultimele două săptămâni și au fost doar lucrări de întreținere. Recent s-au făcut lucrări de deminare, asta pentru că au fost nave civile care au avut probleme pe traseu din cauza minelor, iar aceste mine ar putea să îngreuneze tot procesul de măsurători care se vor face pe canalul Bâstroe. Totodată, militari din Ucraina vor asigura securitatea în zonă pe tot parcursul măsurătorilor. Mulțumim, Valentina. Luni sunt așteptați să ajungă și experții ai Comisiei Europene și discutăm subiectul cu fostul ministru de externe, domnul Adrian Cioroianu. Vă salut, domnule Cioroianu. Bună ziua, bună ziua tuturor! E nevoie, înțelegem, de medierea Bruxellesului în chestiunea aceasta, care putea degenera, domnule ministru, într-un scandal diplomatic? Am fost cât pe ce? Sincer să fiu, nu cred că putea degenera. Cred că mai curând a fost vorba de o lipsă de comunicare între cele două părți. Ori noi fiind incapabili să dialogăm unii cu alții, măcar ucrainenii au scuza că sunt într-un război. În cazul ăsta, medierea Bruxellesului e binevenită ca să se aplaneze tensiunile și eu sunt convins că povestea se va desumfla în curând. Da, ne amintim cu toții că în vreme ce Biden se poza la Varșovia cu președintele ucrainian Zelensky, politicienii de la București făceau mare tamtam pe subiectul ăsta, acuzând Ucraina că a intervenit fără știința Bucureștiului. Da, aceasta fiind o poveste care durează măcar din 2004, deci de 18 ani de zile, 19 ani de zile durează aproape și Nisam s-a trezit acum exact în perioada în care se împlinea un an de la începutul războiului. Cred că a fost mai curând o distragere a atenției așa decât un subiect real, pentru că, repet, unul care există într-adevăr, o dispută care există, dar există de 18 ani de zile cel puțin, își găsea o soluție și fără tantamul care a scos la iveală mai curând opiniile anti-occidentale, anti-americane și multe dintre ele proruse. N-are rost să ne ascundem, pentru că acest discurs care îl făcea vinovat pe Zelensky de secarea deltei românești are un conținut politic dincolo de realitatea concretă și ecologică. Domnule Cioroianu, Ucraina în contextul acesta al războiului are nevoie de dragarea canalului Bâstroe. Dar pe de altă parte, noi vrem să verificăm dacă ucrainienii au făcut sau nu lucrări de adâncire pe canal fără știința noastră. Unde se va ajunge? Nu trebuie să se verifice într-adevăr foarte serios, pentru că noi suntem interesați în mod concret în sănătatea deltei și din acest punct de vedere nu trebuie să existe niciun fel de compromis. Altfel, ce au făcut ucrainenii cu știința noastră, fără știința noastră, eu cred că putem stabili foarte bine și n-am niciun fel de îndoială că dacă exista mai multă comunicare și un dialog real între cele două părți, eventual în momentul în care în România au apărut neclarități, eu cred că prima dată trebuia întrebată cealaltă parte. La noi a fost un schimb de mesaj între ministere, când normal mi se pare ca ucrainenii să fi fost întrebați, mai ales în virtutea relațiilor fortuit bune pe care le avem, de voie de nevoie, suntem în aceeași tabără în momentul de față de țări care luptăm pentru democrație. Deci cred că dialogul a lipsit. Nu neapărat
alt tip de intervenții, de scuze sau de alibiuri. A lipsit dialogul pur și simplu între partea română și partea ucraineană. Și e de învățat de aici. Mulțumesc, Adrian Cioroianu, a fost ministru de externe în direct la Digi24.